găsit, sunt Grina Ene și vă prezint informațiile meteo din sud-estul României. Astăzi, 24 august 2023, valurile termice sunt în creștere, doar că cerul va fi înorat pe tot parcursul zilei, iar temperaturile sunt specifice lunii august. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 și 36 de grade, iar cele minime între 17 și 25 de grade Celsius. Călărășenii au parte de vreme călduroasă, iar temperaturile sunt destul de crescute, dar spre seară se vor înregistra precipitații. Spre seară, temperatura minimă va fi de 25 de grade Celsius. Mâine cerul va fi însorit, iar termometrele ne vor indica 35 de grade. Haide să vedem care sunt temperaturile din zona Bărăganului. În capitală, cerul va fi parțial înorat cu precipitații spre orele serii, iar maxima zilei indică 36 de grade Celsius. În municipiul Slobozia, cerul va fi înorat, iar temperatura maximă este de 34 de grade. Giurgiuvenii au parte de vreme frumoasă și temperaturile sunt unele favorabile. Maxima zilei va fi de 35 de grade. În Oltenița, temperaturile sunt foarte crescute. Maxima zilei va fi de 36 de grade, iar șansele de precipitații sunt foarte mari. În Tulcea, temperatura maximă va fi de 29 de grade. Datorită temperaturilor extrem de crescute din această perioadă, sunt sigură că mulți dintre voi își vor face bagajul și vor vizita litoralul. Haideți să vedem care sunt temperaturile predominante. În stațiunea Mamaia, temperaturile cresc semnificativ față de zilele anterioare. Cerul va fi înorat, iar maxima zilei indică 31 de grade. În Mangalia, temperaturile sunt puțin mai scăzute. Maxima zilei va fi de 30 de grade Celsius. În Costinești, temperaturile sunt destul de scăzute, maxima zilei va fi de 29 de grade. În zona montană, din păcate, vor exista perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin frecvente descărcări electrice și averse. În Sinaia, temperaturile rămân scăzute, maxima zilei va fi de 24 de grade și va ploua pe tot parcursul zilei. În Predeal, cerul va fi variabil, iar șanse de precipitații sunt foarte mari, maxima zilei va fi de 23 de grade și în Moiuciu vor exista perioade cu instabilitate atmosferică. Termometrele ne vor indica 25 de grade Celsius, iar șansele de precipitații sunt de 80%. Cam atât despre vreme și astăzi, ne revedem mâine, zi cu soare tuturor!